Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am avut ieri la această oră o mică discuție în studio cu ascultătorii noștri, cu voi, legată de modul în care se calculează incidența cazurilor de COVID și la un moment dat a intervenit una dintre ascultătoarele noastre, o salutăm din nou pe această cale. Ea a insistat că autoritățile calculează incidența în funcție de adresa din buletin, ceea ce, evident, ar vicia rezultatul. Deoarece foarte mulți dintre noi locuim, de fapt, altundeva decât unde scrie în adresă. Migrația internă în România este foarte mare. Mă rog, acum noi am zis că nu e așa, am avut unele îndoieli, dar nefiind specialiști, doamna a spus că ea lucrează, știe ea foarte bine, a insistat, așa că am căutat explicația oficială și o avem. Deci, ascultați-l acum pe Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, intervievat de colega noastră de la știre, Ani Sandu. Domnul director descrie procedura și fiți atenți un pic. E destul de complexă, dar e ușor de înțeles. Fiecare caz pozitiv de COVID-19 a apărut, care are legătură cu județul Alba, sau este depistat ca având domiciliul în județul Alba, este tratat cu o anchetă epidemiologică, respectiv persoana este sunată de către angajații DSP și este aplicat un set de întrebări, conform metodologiei naționale INSP, respectiv domiciliu, dacă a călătorit în ultimele 14 zile pentru a se stabili locul de infectare. O persoană care are domiciliul în județul Alba nu este obligatoriu să aibă și locul de infectare în județul Alba dacă acea persoană a fost plecată pentru o perioadă de, știu eu, peste 7-10 zile în alt județ sau în afara țării. Deci locul de infectare poate să fie alt județ sau poate să fie în străinătate, în afara țării. Totodată și în interiorul județului o persoană care are domiciliul pe Alba Iulia, dar lucrează, să zic, în Aiud sau în Blaj și a avut cazul la locul de muncă, atunci și în interiorul județului domiciliul este unul, dar locul de infectare poate să fie Blaj sau Aiud sau, știu eu, altă localitate din Alba. Deci ceea ce spuneți este că ce este locul unde s-a infectat persoana, adică ea este alocată ca și caz COVID, acolo unde se consideră că s-a infectat. Da, și acest lucru este stabilit ca urmare a anchetei epidemiologice conform metodologiei naționale. Ce faceți în cazul în care o persoană a călătorit în mai multe locuri? Dacă o persoană a călătorit în mai multe locuri, sigur, angajatul DSP va încerca să stabilească locația care are legătură și cu apariția simptomatologiei sau o locație unde a petrecut mai mult timp sau unde a participat în colectivități mai mari. Deci, practic, unde este probabilitatea mai mare să se fie infectat acea persoană. Dar aceste lucruri, bineînțeles, tot conform declarației persoanei. Aceste cazuri sunt mult mai rare, dar au existat și cazuri de persoane care au călătorit pe întreg teritoriul țării și acolo a fost mult mai dificil de a stabili locul de infectare. Și s-a stabilit în funcție de o perioadă în care este probabil să fi luat virusul de câte zile? Este o perioadă mai frecventă, să zic, de 4-6 zile de apariția simptomatologiei și acest lucru este luat în calcul. Dar aceste cazuri deosebite, asistentul medical care face ancheta epidemiologică se consultă în aceste cazuri cu medicul epidemiolog, medicul specialist al instituției noastre și împreună stabilesc locul de infectare. Așadar, iată, ca să fie clar, calculul incidenței făcut de DSP are legătură cu locul de infectare. Specialiștii DSP încearcă să lămurească locul în care s-a produs infectarea și acest loc este luat în calcul la evaluarea incidenței. Nu automat adresa din buletin. Asta e o întrebare care a tot revenit în ultimele luni, adică de când, mă rog, deja de mai bine de un an, și cred că e bine să lămurim asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.